Deși este un pic cam târziu, dar intenționam să cer asta vinerea trecută, dar cum a fost mini-vacanța celor de la stat și m-am gândit că probabil și dumneavoastră veți fi într-o mini-vacanță și am amânat conferința de presă și ceea ce doresc să spun acum. Este vorba, deci eu cer demisia doamnei Dărămuș, Marcela Dărămuș, de la șefia Inspectoratului Școlar. Este vorba de procesul intentat de o elevă care a fost dată nemotivat, zic eu și din ce am văzut din motivarea instanței, afară din examen. Eu consider că inspectoratul școlar, decizia inspectoratului școlar și a celor în măsură, au procedat la pe vremea lui Ion Creangă, mai rămânea să o pună în genunchi și să-i dea cu bețe la fund. Mai mult decât atât, după ce tânăra, nu o cunosc, nici nu știu, doar ce am citit în presă, mai ales că tânăra și-a apărat drepturile în instanță, a câștigat în prima instanță, iar Și definitivă. a câștigat și devine așa, cei de la inspectoratul școlar perseverează în prostie și au făcut recurs. Câștigă și Da, recurs. au câștigat. Felicitări, iar tocmai de aceea cred că doamna Dărămuș ar trebui să-și dea imediat demisia. Și nu numai doamna Dărămuș, tot inspectoratul, toți șefii inspectoratului sunt roșii. Deci nu mai este nimeni în conducerea inspectoratului decât PSD. Deci să știe toți elevii, că poate ei nu știu, apartenența politică a conducerii inspectoratului școlar, să știe că este roșie toată și cred că n-ar fi rău ca și ei să se mobilizeze și să ceară demisia inspectorului școlar Marcela Dărămuș.